Bună seara, dragi prieteni, călătorul bun înseamnă pentru voi. Este miercuri 2 octombrie 2024. Suntem lângă parcarea de la strada Brândușei din zona Dacia, de lângă General 24. Uitați și voi ce întuneric este. După ce... Dacă observați, este iluminare destul de bună aici pe această stradă a Brândușei și chiar mă întreb la primăria municipiului Timișoara. Nu știu cum se caut panta de lumină, dacă o fi. Doar 4 corpuri de iluminat. Această parcare este neiluminată. Iar în continuare, pentru o chestie foarte, foarte, foarte simplă, suntem lângă Generală 24, școala care este lângă locația mea. Mă plimb în întuneric pentru că nu există lumină. Aici este o alee străbătută zilnic de zeci și zeci de persoane. Mă plimb în întuneric, uitați și voi. Aici sunt cei doi stâlpi ai Enel de la intrarea blocului unde stau și locuiesc. Sunt doi stâlpi, dar chiar mă întorc. Nu știu, stimați domni, tovarăși ai primăriei municipiul Timișoara, vouă vă place ceea ce vedeți? Beznă, beznă, beznă. Această alee zilnic. Țiți, nu te cuci o mâță în fața mea. Sunt mulți tineri care vin cu tătinete, vin la școală. Sunt corpuri de iluminat rudimentare. Uitați voi. Un corp uitat de lume. O altă alee. Aici lângă centrala Colterm. Cu centru pentru tineret care nu mai este. Iar aleea asta fără nume, dacă o vedeți, bine, cinstelor și cinste celui care a făcut reclamație și a fost reabilitată cu această alee. La multe ploi este o mare, mare baltă și ne plimbăm până întuneric. Frumos, ne bucurăm când pot să fie alte corpuri LED. Aici e un stâlp, săracul. Nu-l vedeți din cauza întunericului și mă plimb până întuneric în zona Dacia a Timișoarei 2 octombrie 2024. Un alt corp iar uitat de lume. Întuneric, beznă, beznă, beznă.
Poate luați acțiune, stimați domni ai primăriei municipiului Timișoara, de a ilumina această parcare de la Școala Generală 24 din zona Dacia. Este foarte mare aglomerație, mai ales dimineața când vin copiii pe această alee. Dumnezeule, în acest loc, datorită luminii slabe, trebuia să-mi iau un reflector. În acest loc se face o mare baltă. Mai coace pe crengi. Asta este. Ce pot să vă spun? Dacă era o scurgere, dacă era altceva, dar pământul se lasă. E normal, dar trebuie ajustări. Așa că sper să fiu auzit seara de miercuri 2 octombrie 2024. Sper să dau un gol exact cum era acum 44 de ani, când tata mare marca golul victoriei împotriva lui Celtic Glasgow de pe marele oval al Timișoarei. Vă mulțumesc și poate sunt ascultat să fie o idee și mai ales de întuneric. Toate cele bune din zona Dacia, Cărturul Bănățean pentru voi. Ciao, ciao, la tăt natu. Și dacă sunt auzit și se va concretiza, mulțumesc celor de la primărie. Dacă nu, tot așa. Toate cele bune, o seară excelentă tuturor!